Cei trei polițiști reținuți pentru corupere și fals în declarații au fost aduși pe banca acuzaților. Procurorii au cerut mandat de arestare pe numele lor. Doi s-au ales cu câte 30 de zile după gratii, cel de-al treilea va sta 20 de zile. Încătușați și escortați de mascații SIS, inspectorii de patrulare au fost aduși la amiază în fața instanței de la judecătoria Chișinău, Sedul Ciocan. Cum comentați acuzațiile? Vă recunoașteți vina? Cum pledează clientul dumneavoastră? Și recunoaște vina? Rând pe rând, cei trei polițiști din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică au fost aduși în fața judecătorului de instrucție Sergiu Papuha. Cei trei sunt bănuiți că ar fi aplicat diferite tactici pentru a pretinde și primi bani, inclusiv prin estorcare de la conducătorii auto. Sumele pretinse ar fi variat între 200 și 600 de euro. Vă recunoașteți vina? Cum comentează acuzația? Al treilea polițist, escortat și el de mascați, a făcut câteva declarații și a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Cum comentați acuzațiile, procuror? Nu mă socot dumneavoastră. De unde ați luat aparatele Dragger și celelalte dispozitive? Nu am avut în gestiune aparatele Dragger. Acum două zile, procurorii anticorupție și ofițerii SIS au efectuat percheziții la domiciliile, birourile, dar și automobilele celor trei polițiști. În urma perchezițiilor au fost depistate și ridicate telefoane mobile, un aparat de bruiat GPS, registre mijloace bănești și un aparat Dragger, neregistrat și neverificat metrologic. Totodată, oamenii legii au constatat o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute de către conducătorul din cadrul INSP. Apreciez munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.